Bună ziua, dragii mei, și bine v-am regăsit astăzi la o nouă etalare a zilei. Haideți să vedem pentru această zi de 1 mai, luni, da? 1 mai 2023, spre ce se vor orienta cărțile, ce ne vor spune acestea despre voi. Da. Și iată că aceste cărți le-am extras. Prima carte din etalare, dragii mei, este aceasta cu numărul 30, așadar numerele 3 și 30 pot fi semnificative pentru tine în această zi de luni. Această carte, iată, reprezintă grădina și o poartă. Da? Bineînțeles că poarta spre această grădină este închisă, dar este important că tu te afli acolo, dragul meu sau draga mea, și probabil că unora dintre voi le este destul de ușor acum să pășească spre o anumită grădină în viața lor, da? Pentru că a venit primăvara, mă gândesc că mulți dintre voi aveți flori în grădină, da? Și vă puteți orienta spre acele flori pentru a vă încânta privirile. Dacă nu aveți această grădină, puteți să faceți următorul lucru și anume să vă puneți un videoclip pe YouTube, videoclip cu muzică liniștitoare sau cu tot felul de peisaje care vă sunt arătate acolo și vă puteți încânta ochii ducându-vă cu mintea departe prin acele peisaje. Da? Important este să deschideți ochii minții și ai sufletului spre un peisaj cât se poate de încântător în moment ce vă îndreptați atenția spre dorințele voastre. Da? Pentru că sunt convinsă că mulți dintre voi aveți aceste dorințe și aspirații și în această perioadă și doriți să vă canalizați energia spre aceste dorințe, vise ale voastre pentru a le vedea cât mai curând manifestate în realitatea voastră. Da, dragii mei, despre aceasta vorbește această carte. Da, este important că această grădină din această fotografie are și o poartă, da? Chiar dacă ea este închisă, asta înseamnă că pe ea se poate intra. Și asta înseamnă că ți este la îndemână, dragul meu sau draga mea, să obții un asemenea peisaj cât se poate de mirific. Haideți să vedem și următoarea carte. Iată că aceasta este cartea cu numărul 38, așadar numerele 3, 8, 11 sau 2 sau 38 pot fi semnificative pentru tine de asemenea în această zi. Este cartea care vorbește despre chakra a patra și despre Arhanghelul Rafael. Chakra a patra, cred că m-am mai spus, vorbește despre sentimente, despre cele ale inimii, da? Despre afect, despre domeniul acesta al emoționalului pentru noi, despre modul în care alegem să împărtășim sentimentele noastre cu cei dragi și mai ales acele sentimente bune, acele sentimente pozitive care ne pot înălța. Da? Despre aceste sentimente vorbim cu această carte și despre modul în care, dacă noi ne deschidem spre acestea, ne vom vindeca cu adevărat, da? Arhanghelul Rafael, dragii mei, nu face altceva decât să vindece starea voastră afectivă, emoționalul, sentimentele voastre în această perioadă, da? Pentru că văd că sunt unii dintre voi care aveți nevoie de această vindecare la nivelul sufletului, da? Probabil că ați avut parte de anumite zdruncinări, ca să zic așa, în viața voastră afectivă, în viața voastră relațională
Și atunci, da, este clar că aveți nevoie de această vindecare. Puteți să-l chemați oricând pe Arhanghelul Rafael, pentru că el vă va veghea și vă va sprijini în vindecarea asupra inimii voastre sau asupra oricărei părți a corpului vostru. Hai să vedem, dragii mei, următoarea carte. Iată, vine din partea îngerașului Astara. Aceasta îți spune, meriți ce este mai bun, caută să ajungi până la stele cu visele și dorințele tale și să nu faci compromisuri. Iată, dragul meu sau draga mea, că cât este de important, da, să nu te oprești din visare, să lași ca visele tale să fie călăuzite de emoții bune, după cum am spus și cu cartea anterioară, și să nu uiți în orice moment al vieții tale că meriți într-adevăr ceea ce este mai bun pentru tine și că fără doar și poate ceea ce este mai bun pentru tine se va împlini la momentul oportun. De aceea, iată că această carte îți amintește să nu faci compromisuri de la aceste vise sau dorințe ale tale. Și următoarea carte, dragii mei, iată că îngerașul Sonia vine pentru voi și îți spune, ți-aduc un mesaj de la o persoană iubită care a murit. Sunt fericit, fericită, liniștit, liniștită și te iubesc tare mult. Te rog să nu-ți faci griji în privința mea. Iată, dragii mei, că este un mesaj cât se poate de reconfortant din partea îngerașilor care îți vine în legătură cu acea persoană care poate nu mai este fizic lângă tine, dar care îți transmite toate gândurile ei de bine. Da? Se pare că această persoană este mai mult decât bine, este îngrijită, este alături de îngeri și alături de divinitate și îți dorește ca tu să știi că ea este bine și mai ales că te iubește foarte, foarte, foarte mult. Da? Este foarte important, bineînțeles, să păstrezi și tu sentimentele tale de bine, sentimentele tale de iubire față de aceste persoane care nu mai sunt fizic lângă tine. Haideți să vedem, dragii mei, și o carte mai departe din pachetul Lenormand. Iată că avem această carte cu numărul 31. Așadar, numerele 3, 1, 4 sau 31 pot fi semnificative pentru tine în această zi. Această carte reprezintă acest soare arzător, acest soare strălucitor care răsare deasupra vieții tale. Acest soare îți spune că este momentul să trăiești frumos, este momentul să ieși afară, este momentul să zâmbești și tu luminii soarelui care te îmbie afară. Și bineînțeles că va trebui să avem puțină grijă pentru că încă ne împresoară frigul, mai ales în primele ore ale dimineții, dar după aceea soarele își face apariția din ce în ce mai mult pe cer și ne încălzește destul de bine. Acest lucru am spus din punct de vedere fizic, da, se întâmplă cu soarele, dar pe de altă parte, la nivel simbolic, această carte se deschide spre acele oportunități care vin în viața ta în cele ce urmează și care îți promit multe rezultate pozitive dacă le vei aborda în viața ta. Probabil vei avea de făcut, de realizat un proiect nou pe care îl poți efectua cu ajutorul cuiva apropiat. Poate fi persoana ta, de exemplu, da? Alături de care vei putea realiza mai ușor acest proiect. Sau, de asemenea, această carte poate vorbi despre copii. Aceia care aveți copii, sunt convinsă că aveți grijă, cea mai mare grijă de ei. Și este bine să știți că aceștia sunt vegheați și de către divinitate și de către îngeri. Aceia care nu aveți copii, însă vă puteți pregăti în perioada următoare să aveți acest copil, da? Să aduceți pe lume un copilaș, un suflet nou. Haideți să vedem, dragii mei, și o nouă carte din acest pachet.
Iată că această carte a vrut să iasă pentru voi un gând de care te poți lăsa vegheat în această zi, însoțit sau însoțită în această zi. Viitorul meu este glorios. Acesta este gândul. Trăiesc acum în dragoste, bucurie și lumină. Totul este bine în lumea mea. Iată, dragul meu, cât de important este să-ți păstrezi perspectiva pozitivă asupra lucrurilor și să vezi în viitorul tău apropiat numai lucruri bune, pentru că exact ceea ce tu vezi, acele lucruri le vei aduce în realitatea ta. Hai să vedem, dragii mei, mai departe și două cărți din tarot. Iată, prima carte este Asul de Cupe. Această carte indică faptul că în perioada următoare te vei deschide spre o nouă etapă în viața ta amoroasă. Dacă nu ești cu cineva în momentul de față, înseamnă că cineva nou va apărea în viața ta și își va face loc din nou sentimentul iubirii în inima ta. Da? Vei dori să împărtășești acest sentiment înălțător cu această persoană. Iar dacă ești cu cineva, dragul meu sau draga mea, probabil că vă veți deschide spre o nouă etapă a vieții voastre, o nouă etapă plină de sens, în care veți fi și voi din ce în ce mai fericiți. Și haideți să mai vedem încă o carte. Iată că avem aici asul de bâte. Am avut doi ași, așadar asul de cupe și asul de bâte. Această carte de asemenea vă promite un nou început la nivelul vieții voastre amoroase. De data aceasta, acest început va veni plin de foc, da? Foarte înfocat. Se pare că aveți sau va veni cineva în viața voastră care va fi plin de pasiune, care își va exprima foarte mult atracția față de voi. Se pare că este o atracție nebunească, da? Ca să zic așa. Haideți să vedem, dragii mei, și o carte din oracol. Iată că acesta este mesajul care vine către voi astăzi. Așteaptă, nu te grăbi, îngăduie naturii să-și urmeze cursul. Iată, dragul meu sau draga mea, cât de important este să mai acordăm răbdare din când în când dorințelor sau aspirațiilor noastre și să nu ne pripim, da? Și mai ales să nu desconsiderăm aceste dorințe sau aspirații ale noastre, să nu credem că dacă nu s-au îndeplinit până acum pentru noi, gata, înseamnă că acestea nu se vor îndeplini niciodată. Da, trebuie doar să mai așteptați. Acestea fiind spuse, dragii mei, aceasta a fost etalarea mea de azi. Eu vă mulțumesc pentru vizionare, vă invit și la alte etalări pe viitor. Toate bune!